de 11 ani cu serviciul Micii Europeni, unde participanții au înțeles care este Marea Familie Europeană, ce reprezintă cele 27 de state membre, care este identitatea și farmecul fiecărui stat. Bună oară! Drapelul cărei țări este inspirat din culorile rândunicii sau de ce slovacii sărbătoresc trei moși? De ce crucea de pe coroana Sfântului Ștefan stă puțin înclinată? Sau în ce țară copiii citesc cel mai mult? De unde este cubic Rubic? Câți copaci au plantat estonienii la intrarea lor în Uniunea Europeană? Ce s-a întâmplat cu statuia preferată a danezilor? Și multe lucruri interesante pe care le-au pus ca impresie în desene eseuri, așa am adus Europa acasă la noi. Clubul Micii Europeni este un serviciu secular în cadrul Bibliotecii Târgoviște. Fiind notat cu cele mai înalte calificative, acesta reușește pe parcursul mai multor ani să educe tinerile generații în cadrul spiritului european. În cadrul ședințelor, membrii reușesc să descopere cele mai frumoase locuri europene, dar și să pună în aplicare cele mai unice și inedite tradiții ale popoarelor ce locuiesc acest continent. Aceștia au învățat pe parcursul anilor că Europa este un continent unic, un continent cu o istorie frumoasă și fascinantă. Datorită Clubului Micii Europeni, copiii de toate vârstele au reușit să descopere cât de minunată și diversă este Europa. Prin intermediul acestuia am călătorit imaginar prin țările europene și am descoperit tradițiile, istoria și gastronomia, dar și arhitectura unică a acestora. Iar ca formator al acestui club, vă felicit cu Ziua Europei! Am 10 ani și sunt din Republica Moldova. Vara trecută am participat la provocarea verii, la Clubul Micii Europene. Am aflat despre țările europene, precum Estonia, Lituania și Letonia. Am studiat despre obiceiurile și tradițiile lor. Am învățat curiozități. Pe viitor aș dori să călătoresc în țările europene. Uniunea Europeană este formată din 27 de țări. Până anul trecut, era formată din 28 de țări, iar Marea Britanie a ieșit și au rămas 27 de țări. Vara aceasta, ca să nu fiu plictisit, am plecat la bibliotecă, pentru că am auzit că sunt activități noi și interesante. Una dintre acestea era Micii Europeni. Sincer, era a mea preferată. Acolo învățam despre țările din Europa și din afara Europei, despre capitale, drapeluri, locuri turistice și altele. Recomand tuturor să plece la bibliotecă, pentru că acolo sunt activități frumoase și interesante. Drapelul Uniunii Europene este format din culoare albastră ca cerul și o horă de steluțe galbene-aurii pe el. 12 de steluțe înseamnă armonia între popoarele Europei. Numărul 12 înseamnă simbolul perfecțiunii. Moneda Uniunii Europene este euro, iar imnul Uniunii Europene este Oda Bucuriei. Frecventarea și participarea noastră la serviciul Micii Europeni, oferit de Biblioteca Târgoviște în cadrul programului de vacanță Provocarea Verii, a adus un rol foarte important în dezvoltarea cunoștințelor noastre, dar ne este și de mare ajutor la materiile școlare. Aici am aflat o mulțime de lucruri noi și captivante. Am descoperit tradițiile și obiceiurile țărilor europene. De exemplu, cum în Lituania, la fiecare copil născut se plantează câte un copac. Cum în Olanda, ciclismul are un rol foarte important în viața oamenilor. Și despre țara în care o doamnă s-a căsătorit cu turnul Eiffel. Și despre jocul deosebit al copiilor francezi, eu te țin, tu mă ții de bărbiță. Mulțumim foarte mult, doamne Liliana Juc,
ghidul și mentorul nostru în acest serviciu, cea care a făcut să pară totul mult mai colorat și mai viu prin povestire și creație în comun. Astăzi, Europa la tine acasă! Europa la tine acasă! Europa! La mulți ani, Europa!